observători care s-a apropiat. Este vorba de sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie, pe mine, și a doua, Ziua Națională a României, 1 decembrie 1918, de la care se împlinesc acum 94 de ani. Unele dintre sărbătorile creștinismului sunt însoțite de o serie de obiceiuri și tradiții care provin încă din perioada precreștină, care nu au fost acceptate de creștinism, dar nici nu se condamnată. Este și cazul sărbătorii Sfântului Andrei, care este însoțită de o serie de obiceiuri, tradiții, rituri, ritualuri, dintre care o parte desfilează în seara aceasta. În partea a doua programului veți urmări câteva activități dedicate zilei de 1 decembrie. Programul din această seară va fi prezentat de elevi și cadre didactice din Școala Gimnazială numărul 11, dar și de colegii noștri, elevi și profesori de la Școala Gimnazială Ioan Buza din Voronha, coordonate de domnul profesor Laurențiu Maxime. Ne mulțumim pentru efort, pentru că au acordat toată atenția acestei colaborări, sperând într-o bună colaborare și în anii care urmează. Vreau să mulțumesc și colegilor din Școala Gimnazială numărul 11, în primul rând doamnei profesoare Roza Grozalia, care este inițiatorul acestui proiect, doamnei consilier educativ Corina Palade, care ne ajută de fiecare dată, supervizează aceste activități. Mulțumesc elevilor școlii și gimnaziale numărul 11, precum și elevilor și cadrelor didactice de la Voronha 9. În continuare, cu ofer microfon, doamnei profesoare Groza Rosalia. Doamna profesoară Melania Cercaș și doamna profesoară Doina Stanciu. Bună seara, vă spun și eu și mă bucur foarte mult că sunt în mijlocul dumneavoastră. Noi aici, cei de la Mădușani, din păcate sau din fericire, suntem într-o zonă care nu are vigoarea etnografică a zonei Covine de Nord, sau a Maramureșului, sau a Mărginii Sibiului. De aceea, poate noi trebuie să facem eforturi mai mari pentru ca folclorul din această zonă să fie cunoscut și păstrat. Pentru mine, personal, zona Voronha este un exemplu în acest sens. Vă spun că odată bine ați venit, mă bucur foarte mult că sunt în mijlocul dumneavoastră și abia aștept să vă urmăresc. Vizionați un filmuleț despre tradițiile de noaptea de Sfântul Andrei, adică noaptea